Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu a avut o nouă întrevedere cu președintele Consiliului Județean Timiș Alin Nica și cu primarul municipiului Timișoara Dominic Fritz cu privire la dezvoltarea programului Timișoara, Capitala Europeană a Culturii 2023. Bogdan Gheorghiu a arătat că după aprobarea bugetului, suma de 60 de milioane de lei va fi alocată proiectelor de investiții prevăzute în OUG 42 din 2019. Cu modificările și completările ulterioare, proiectele culturale pe care Ministerul Culturii le va finanța în baza dialogului cu celelalte două instituții vor fi gestionate de către Administrația Fondului Cultural Național. Pentru ca instrumentele să fie eficiente, Ministerul Culturii lucrează acum la modificarea legislației ei în vigoare. Trebuie să ne adaptăm și să venim cu soluții concrete pentru Timișoara 2023, Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023, care să ajute operatorii culturali și să nu mai creeze blocaje, așa cum am întâmpinat în trecut.